Capitolul 28 21 octombrie 2012 De aproape o lună, Ricky se mutase înapoi la părinți. De când aducea bani în casă, Arsenie nu se mai lega de el. Vederea bancnotelor răsfirate pe masă îl făcea să se detașeze de el. Treaba lui, facă ce-o vrea nici Arsenie și nici romanța nu îl întrebau despre sursa banilor. Mama încercase de câteva ori. Răspunsurile lui erau evazive. Simțea ea că Ric ascunde ceva, dar ce putea face? Așa a fost băiatul din introvertit și secretos. nu îi rămânea decât să se roage pentru el. De sărbători, dădea acatiste pentru băieții ei. Era o zi de marți. Romanța a trecut pe lângă ușa deschisă a băii. Ceea ce văzu îi reanimă speranțele. Era pentru prima oară după luni de zile. Când Ricky, dezbrăcat până la brâu, își aranja barba cu lama. S-o face și el om, gândia. Rikin observă. Era atent la linia conturului. Trebuia să fie bărbat macho, pentru ce avea de gând. Cugetase adesea la cuvintele lui Sergei, că în postura de aristocrat, șansele de succes cresc exponențial. Cu ce strânsese el din ultimele operațiuni, își luase un costum de firmă, o pereche de pantofi elegans, Cămașă cu buton și un set de cravate asortate. Simți că era momentul pentru lovitura finală. Pe ea o mai văzuse de două ori, elegantă, tot în roșu, cu părul bogat încadrându-i privirea magică. Deși nu apăruseră alte schimbări semnificative în experiența sa esoterică, ambra se arătă mai conciliantă. Ei, pe lângă mine, ori mai fi și alții, gândea el, dar simt că îi place și de mine. Pregătise drept cadou un inel cu piatră. Pe asta nu îl va putea refuza. Își dădu cu apă pe plete, le strânse în coc și se duse în dormitor. Grijuliu își încheie nasturele sacoului, și se apropie de oglinda mică pentru a se examina de sus până jos își mai ranjă cravata și schiță apoi un gest de mulțumire. În timp ce își încălța pantofii, Roman s-a îndrăznit să-l întrebe de programul serii. Am un interviu important. Dacă reușesc, sunt mare. Sunt destui contracandidați, dar încerc. Doamne ajută, zise ea, aranjându i gulerul pardesiului. Săraca mama crede tot ca un copil. O ușoară mustrare de cuget îl făcu să se simtă vinovat. Da, dădu din cap și merse mai departe. Își ticluise bine planul. Coborând stația de metrou în partea opusă a scărilor de pe unde avea obiceiul să apară ea. Și aștepta. Îi cercetase orarul și cunoștea obiceiul. Trecu o vreme, apoi încă una, Într-adevăr, nu greșise, pe trepte apăru ea, absentă, mușcând dintr-un croissant. Ca din înduplare, el îi ieși în față. Apariția lui în ținuta elegantă o surprinse. Încedini pasul uimită. Ce cauți aici?" Pe tine, alhambra!" Ce te-a apucat?" întrebă moale. Vocea ei suna diferit față de ultimele dăți. Ha, admirația, nu de ieri de azi. Ricky se alătură spre peron fără explicații. Difuzoarele tocmai anunțau sosirea metroului. Penultimul vagon era cam liber. Intrară și se retrasele lângă ușa din spate. Hmm, ciudat gândi el. Nu zice nimic așteaptă ceva? Încurcat de tăcerea ei, Ricky își plecă ușor capul spre ea. Am ceva frumos! Ea se uită scurt la el, apoi întoarse capul. Ce? Tonul ei era reținut. Ceva ce nici nu-ți închipui. Ambra continuă să fie indiferentă. El scoase cutiuța de catifia purpurie. O ținu câteva secunde, Apoi o deschise. Pe suportul de culoare a untului strălucea un ineluș cu piatră. Ea îl privi un timp, îl privi apoi pe și replică simplu: Da, frumos. Mm, doar atât. Reacția ei nu se potrivea cu scenariul din mintea lui. Încurcat, închise cutiuța și o băgăm în buzunar. Ea nu schiță niciun gest. Hey, e puternică tipa. El o întrebă de cursuri, de proiectele ei profesionale, dar nimic despre yoga, unde se simțea prea vulnerabil. Ajuns la suprafață, ea încetini pasul. Se înserase de-a binelea. Încetini și el. Nu pleci în treaba ta? îl întrebă ea. Treaba mea e să te conduc pe tine. Serios? Întrebă ea cu sarcasm. De data asta, categoric. El simți prea hotărât și nu mai zise nimic. Ce vrei să-mi spui? Tonul ei nu era deloc combativ. El se puse în fața ei, oprind-o. Te visezi aproape în fiecare noapte. Ea își dădu capul pe spate și râse ca de o glumă bună. Stimulat, îi prinse mâna și îndesă în palmă cutiuța. Apoi o strânse cu ambele mâini. E pentru tine, prințeso. Ea zâmbi, afișând o vagă mirare. Tăcea în continuare. Liniștit și sigur pe mișcări, el o încolăci în brațe și aplică un sărut lung. Simțea cum se lasă în brațele lui fără să opună rezistență. Când în sfârșit o stopozit din strânsoare, ea se desprinse de el și, la fel de liniștit, îi trase o palmă răsunătoare. Uluit, Ricky cercetă chipul. Nici urmă de mânie sau jignire pe chipul ei. Ba, glasul era dulce. Crezi că duc lipsă de bărbați, băiețașule? Dacă chiar mă vrei, progresează. Când vei fi ca mine, eu însă te voi invita la o partidă de tantra yoga. De altfel, îmi place. Îi zâmbi cu capul într-o parte și cu privirea cufundată în ochii lui. Îl salută cu o mică înclinare din cap, se întoarse și plecă mândră ca o regină. Ricky rămase pironic nu se urni decât atunci când îl răzbiră coarea. E cert, am câștigat. A luat inelul și mi-a lăsat o promisiune să progresez. Nu le poți face pe toate deodată. Ori yoga, ori banii. Lecția de azi a dovedit prioritatea. Banii. Bine zicea bătrânul. Nu banii aduc fericirea, ci numărul lor.